Arădenii pe care i-am întrebat ieri despre felul în care evoluția post-revoluționară a societății românești corespunde așteptărilor pe care le-au avut la Revoluție, au fost reținuți în aprecieri. Astăzi, 17 decembrie, când aniversăm ieșirea în stradă a timișenilor, în special mulți dintre cei de vârsta a treia se declară nostalgici. Unii au lacrimi în ochi, alții dau din mâna ale hamite, sunt mulți care refuză să vorbească tocmai pentru că așteptările le-au fost înșelate de realitate. Ah, mi-am imaginat ceva ca în Germania, ca în Anglia. Nici în Mexic nu e așa de rău ca la noi și Mexicul e vai de viața lui. Nu ne-am imaginat-o nici cum mai rău decât a fost. Și așa este și la ora actuală. Noi muncim, avem o pensie de nimica și alții care dorm în scaune îți fac pensii. Asta este situația la noi. Bine nu va fi. Nu m-am gândit la nimic. M-am gândit că l-am pe Dumnezeu și El mă păzește de tot răul. Și m-a păzit și îi mulțumesc. Mai bine, da, dar nu-i bine. Tot mai rău. Prost. Foarte prost. Da, păi atunci ne-am bucurat că s-au dus comuniștii jos. N-am știut că ce-o mai fi mai departe. Nu, vedeți cum. Și mai ales acum că-s femeie mai în vârstă, nu mai... Știu eu. Mă bucur că trăiesc, dar mă necăjesc că pensia e foarte mică. Ați trăit mai bine atunci sau acum? Da, să știți că mai bine, pentru că altfel au fost prețurile. Acum degeaba este de toate în alimentară și peste tot prețurile sunt vai și amar. Pensia e mică, prețurile mari. Atunci a fost mai bine. De ce? Și salariul a fost mai bine și ai găsit... Te-ai putut descurca. Cu un salariu decent, cât de cât, a fost salariul mai mic, dar te-ai putut descurca și ți-ai putut lua o rată. Acum, în schimb, nu mai poți să-ți iei o rată. Deci nu ai siguranța zilei de mâine. Exploatarea omului către om. Nu nostalgic, dar asta este. Și la Revoluție, la colegi. Bă, vai și amar de voi că nu știți ce strigați. Nu sunt nostalgic. Le-am povestit la mulți, la colegi. Bă, pe vremea comunismului a fost rău. Nu a fost bun. Dar mi-a făcut ceva. Tineretul, fiica mea, are 42 de ani și n-are nimic. Eu la 37, la 35 de ani m-am însurat la 27, iar acum am discutat. Am avut și apartament și mașină. Ea n-are nimic la 42 de ani. Diferența. E bine pentru cine e bine? Pentru 10% din populație. Restul... Ce facem? Murim de foame. Și asta e marea durere pentru tineret. Nu mi-am putut imagina atunci din cauza că eram prea, nu știu, supusă unor emoții, unor teme, dar în speranța de a fi mai bine, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri, de să fie mai bine decât pe vremea comunismului. Acum rămâne, știți cum, la aprecierea fiecăruia, dacă într-adevăr speranțele noastre de atunci s-au adeverit. Sigur, și faptul că înainte de Revoluție erau tineri și activi, că au trăit atunci cea mai frumoasă perioadă a vieții lor din punct de vedere al vârstei biologice, contribuie la scepticismul de astăzi. Printre vârstnici abordați aleator, este însă greu să găsești vreunul care să aprecieze parcursul său personal în România de tranziție, în România capitalistă.